Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. În alte zile, filmul în care va juca Halil Ibrahim Ceyhan a fost reflectat în presă de MRG.ru. De asemenea, potrivit rapoartelor presei, s-a cunoscut din nou că el și Slatir Koglu vor fi un cuplu. Apoi, Eznurcula și Emergeci, tulburați de situație, au încercat să facă o declarație transmisând în direct pe rețelele de socializare. Totuși, evenimentele s-au înrăutățit și a fost o mare dificultate. După toate aceste evenimente, detaliile filmului lui Halil Ibrahim Ceyhan au început să devină clare. Halil Ibrahim Ceyhan, un nume celebru în lumea cinematografiei, se pregătește să își întâlnească fanii cu cel mai recent film al său, care urmează să fie filmat în curând. Noul său film este printre cele mai așteptate pentru povestea sa originală, actorii de succes și regia lui Ceyhan. Va fi o experiență foarte privilegiată pentru oricine așteaptă acest film. Este posibil ca filmul lui Ceyhan să atragă multă atenție în întreaga lume. Îndrăgitul actor turc Halil Ibrahim Ceyhan lansează cel mai mare proiect de film din viața sa. Celebrul actor, care va fi actor, regizor și producător, lucrează la un film care spune povestea unui tată care se luptă cu boala fiicei sale. Halil Ibrahim Ceyhan lucrează mai mult decât oricând în timp ce se pregătește să filmeze filmul. În afară de filmele sale anterioare, el consideră că acest film este mai mult o experiență personală. În plus, filmul va cuprinde prelegeri pe diverse teme. Filmul va contribui, de asemenea, la creșterea gradului de conștientizare în societate și va dezvălui că această boală este adesea necunoscută. Halil Ibrahim Ceyhan a declarat că, atunci când filmul va fi terminat, va fi bucuros să îl prezinte publicului. Filmul va oferi publicului ocazia de a înțelege mai îndeaproape această luptă. Cu acest proiect minunat, Halil Ibrahim Ceyhan va oferi putere, speranță și sprijin tuturor celor care luptă împotriva bolii. Lungmetrajul lui Halil Ibrahim Ceyhan, care va începe în curând, își caută un partener. Nume precum Mahassine Merabet și Ezra Bilgici au fost oferite să joace în film. Cu toate acestea, situația nu a fost încă clarificată. Potrivit ultimelor știri, detalii despre scenariul noului lungmetraj al lui Halil Ibrahim au fost divulgate presei. Potrivit știrilor, Halil Ibrahim Ceyhan va juca rolul tatălui unei fete din film și al unui tată militar care se luptă cu boala fiicei sale în film. După ce și-a pierdut soția la o vârstă fragedă, el se va dedica fiicei sale și grijii ei. În acest proces vei stabili o legătură afectivă cu medicul care te asistă în procesul de tratare a fiicei tale. Medicul, foarte impresionat de afecțiunea pe care o simte pentru fiica sa, nu îi lasă în pace. La sfârșitul poveștii, vom plânge moartea fetei. Mulți oameni din țară și din străinătate așteaptă cu nerăbdare povestea cu curiozitate și entuziasm. Nu este încă clar cine va fi actorul care îl va însoți pe Halil Ibrahim Ceyhan. Multă vreme s-a întrebat de ce Halil Ibrahim Ceyhan a slăbit. S-a verificat că este vorba despre elaborarea proiectului noului cinematograf. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă? Pa! Pa!